Ia asta! Cum adică? Nu-ți place de mine? Uite ce faină sunt, ești, mai ales la nas. Ești horror. Mi-a zis mami să mă duc până la baie repezor, pentru că mi-a luat Alin cel mai bun și cel mai fin. Salutare rugilor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video din baia mea! Astăzi o să facem 24 de ore challenge în culoarea galbenă și m-am gândit să facem puțin diferit și să începem cu o zi înainte, adică de seară, și mă pregătesc de duș. M-am echipat cu un prosop galben, după cum vedeți, și mi-am luat și gel de duș galben și chiar și o mască de față galbenă pe care vreau să o încerc în seara asta. Am să schimb lejeria de pat să fie totul galben, astfel încât să dormim în galben până mâine. Și uite așa, deja jumătate din challenge este făcut. Vreau să apăsați butonul de coco-like și să-mi ziceți în ce culoare să mai facem challenge-uri, pentru că am făcut deja în verde, în roz, în negru, astăzi în galben. Și ce culoare am mai făcut? Și în curcubeu. Să-mi ziceți voi ce culoare am mai rămas și ce alte culori vreți să le facem pentru acest challenge. Stați! Și mi-am luat ceva foarte interesant. A fost la Lidl și mi-am luat un burete de baie în formă de rățușcă și știți că mai am încă unul, dar am de gând să-l folosesc mâine ca să diversificăm puțin, să se înțeleagă. Nu cumva să cadă prosopul? Să nu cadă! Chestia este că... Stați, să vă arăt! Gel de duș galben! Hă? Cum vi se pare? Vanilos! Dar, pentru că știți că eu iau challenge-urile super în serios, mi-am luat și periuțe de dinți galbenă să ne spălăm așa ca pentru rutina de seară. Colgate galben, oameni buni! Este cu lămâie, dar în interior nu este atât de galben cum aș fi crezut. Hai să ne spălăm pe dinți, iar apoi trebuie să ne băgăm în duș. Nu uitați, este foarte important să faceți duș, să vă băgați curat în pat, da? Dar nu vă băgați cumva murdare în pat. Are gurta lămâie. Ce faci? Mănânci cumva niște biscuiți galbeni? Ce te apreciez, te primire de challenge. O să arăt ce am mâncat înainte? Ce? Nu pot să cred! Deci eu am luat biscuiții ăștia, acum am ceva... Oh my god! Special pentru challenge-ul ăsta, vedeți, am dat 10 lei. Deci sunt galbeni, sunt cu lămâie. Nu pot să cred că e mâncat. Erau expirate. Apoi să vă mai luasem și dintre astea pentru challenge-ul ăsta. Hai să cum e, dacă, știi cum e, dacă tot luăm pentru challenge. Eu mă pregăteam de duș așa și tu. Am zis că ia să văd ce faci, Felix. Felix, mâine o să te îmbraci. Hai că seara asta te-a lăsat așa doar cu mâncare, dar de mâine o să faci tu challenge în galben cu haine. Sunteți curioși să vedeți cum îl îmbraci pe Felix galben? Simt caramelul. Deci eu nu mănânc, eu sunt o finuță. E seara. Îmi place să vezi cum savurează caramelul. Ce urât arată. Expirată? Și asta e expirată. Da, deci m-am pregătit de foarte mult timp pentru acest video și unghiile mele sunt expirate. Deci știți că am avut manicură galbenă, nu? Nu am mai cumpărat lucruri care expiră. O expirat în iulie. Chestia este că mi-a fost foarte dificil ca să cumpăr outfit-ul pentru videoul acesta, pentru că nu se găsesc chestii galbene. Eu mă duc la duș. Am plecat la duș, Felix. Am plecat la duș. Duș plăcut! Am să fac un duș galben. Nu, am și o mască de față, gen de la BTS. Dar am numai una, nu s-o pot împărți cu tine. Îmi pun seara asta și numai eu am să fiu faină. Dacă știi ce mă bucur. Numai eu am să fiu faină pentru mâine. Puneți muzgă pe față, de ce iese? Să le pus și tu și ai iertat beton. Aaa, ce faină, ia uite-te. E de la Lidl. Ia de galben. Oh, ia! M-am fraierit. M-am fraierit. Haideți să vedem cu ce pijamale ne îmbrăcăm în seara asta. Ia să vedem, Ana, bala, portocala? Roșu? Nu, că încă nu facem roșu, dar suntem pregătiți. Haideți să le luăm pe astea superbe, galbene. M-am îmbrăcat în pijamale galbene, vrei să vezi? Ia să le vedem! Fac parada modei? Mamă, ce faină ai! Gimecheră? E faină, faină, faină! Uite, Felix, am aici o lămâie, vezi? Nu, aia... Da, e o lămâie fericită! Ah, ok. Lămâia veselă. Felix, mâine vom mânca multe lămâi. Două. 24 de ore galbene, vom mânca multe lămâi. Nu! Îl obligă, Felix, să mănânci o lămâie? Ia ziceți în comentarii. Eu nu pot să ating o lămâie. Ba, da! O să
atunci o lăm, măie, sunt foarte faină, nu? Și eu vreau pijama galbenă. N-ai. I-am dat culorile, i-am dat culorile. Nu. Gata și lenjierea de pat nuciilor de cocos, cât de cute este! După cum vedeți, avem foarte mulți ananași. Ia, vreau să vedeți. Puteți pune pauză să-mi ziceți câți ananași sunt pe patul meu. Ia, vreau să-i numărați. Să văd cine a numărat, să-mi lase comentarii, da? Și da, patul este gata pentru challenge-ul de 24 de ore în culoarea galbenă. Eu zic că am făcut o treabă bună. Cât de fain este nuciilor de cocos că facem un nou episod din seria de 24 de ore într-o culoare galben. Mi se pare super mega șmecher. Dar ia uitați ce avem aici. Avem ceva ce nu se potrivește, nu vi se pare? Cum putem să stăm cu acest roz aici? Trebuie să-l schimbăm în galben. Așadar, ia să vedem dacă putem să-l schimbăm. Oh, am aici toate culorile, nu știu dacă vedeți. Deci nu știu dacă vedeți voi. Aveam un profesor care tot timpul zicea, nu știu dacă înțelegeți. Haideți să alegem pe galben. Să vedem cât de intens să fie galbenul. Vedeți cum se schimbă, vedeți? Cred că trebuie să închid lumina ca să vedeți mai bine. What? Am închis-o, cum se vede? Stați să facem aici și mai intens galbenul ăsta să fie, uite așa. Se vede? Bă, la cameră se vede alb. Vreau să-mi pun masca asta de față. Și după aia, Felix, acum este la duș, când o să vină, trebuie să nu se spere de mine. Pentru că o să fiu foarte șmecheră. Bă, deci asta să știți că este galbenă doar așa în exterior. În interior este albă și foarte așa, zici că e un slime. Ar fi trebuit probabil să fac asta la baie. Mă pun și stau așa vreo 15 minute. Ce ziceți nucilor de cocos? O să se sperie Felix de mine? Ia să vedem. Asta e și un fel de farsă. El habar n-are acum ce urmează să se întâmple. Lângă ce soție minunată va veni să doarmă. Cum adică să nu vrei să dormi lângă o asemenea soție de frumoasă? Eu zic că superbă. O să mă transform în BTS după ce folosesc această mască. Să fiți pregătiți pentru că am să arăt... Ca cine să arăt? Am să arăt ca Jimin. Nu? Nu? Sau ca V? Hai că nu-s așa urâtă! Cum că aș putea spune că-s chiar drăguță? Să vedeți ce fain o să arăt mâine dimineață. Deci bengos. Cred că până la urmă arăt mai degrabă ca ăla din Harry Potter. Sau, mi se pare mie. Păi vezi? Îți faină? Cum adică? Nu-ți place de mine? Uite ce faină sunt, ești, mai ales la nas. Ești horror. Bas gorgeous. Ia să mergi puțin. Ce crezi? Cum, nu arăt ca băieții din BTS? Ba da, arăt scrie. Nu că ești fain. Nu scrie. Ba ei sunt fain. Zici că-s făcut din săpun. Cine, băieții la BTS? Da. E adevărat. Ba da, sunt foarte creepy. N-ai adus apă galbenă? Și masca la ce te ajută? Mulțumesc, stai. Masca? Da. Păi să arăt ca băieții din BTS. Doar singură. Nu. Da, ce cadă cute am eu aici galbenă. E super, îmi place. Ce cute, mai țineți minte când am făcut un DIY super asemănător cu șicana asta? Cred că nu m-ai văzut tu bine, că-s foarte faină. E faină galben. E cel mai faină galben. Asta e perna mea de la IKEA. Mi-am luat o pernă nouă pentru că o aveam pe aia de 5 ani. Și s-a rupt. Mi-am luat una nouă. Și așa dorm cu ea. Cristina, da. Ce-ți ce foame? Nu! Mănânci mâine numai mâncare galbenă, să știi. Ne vedem dimineață! Neața! Sunteți pregătiți să ne continuăm vlogul? Astăzi de dimineață va trebui să mergem în piață ca să ne aprovizionăm cu tot felul de alimente galbene și vreau, nucilor de cocos, vreau și flori galbene. A fost foarte bine să dorm în pijamale galbene și lenjerie de pat galbenă. M-am simțit foarte bine. Da, deci cred că mă pregătesc cu videoul ăsta de când era floarea soarelui. Ar fi fost o idee bună să-l fac atunci. Au, mi-am prins degetul în tripod! Au! Pot să zic că am pățit asta de nu știu câte ori.
De fiecare dată la fel de dureros. Voiam să vă zic că, dacă vă întrebați de unde tot îmi iau pijamalele astea așa de drăguțe, în fiecare culoare, de la magazinul Penti au pijamale foarte drăguțe și eu sunt fană, îmi plac foarte mult pijamalele. Ce ziceți, m-am descurcat bine până acum, având în vedere că am început challenge-ul acesta aseară, deja au trecut mai bine de 12 ore și mai avem doar jumătate pentru că noaptea și-a făcut treaba. Aoleu, mă doare. Vreau să mergem să ne îmbrăcăm, dar vreau să-i găsesc și lui Felix un tricou galben, să se îmbrace și el să facă challenge-ul. Poate nu așa de bine ca mine, pentru că sunt o perfecționistă și am de gând să mă îmbrac în galben din cap până în picioare, ați auzit bine, până în picioare, deoarece am și încălțăminte galbenă. Sincer, încălțămintea asta galbenă a pornit totul. Și să vă zic de ce am amânat videoul acesta, pentru că nu am găsit îmbrăcăminte galbenă, cum am vrut eu. Până una alta, ia stați să vedeți ce mai am eu galben. Ia uitați ce papucii drăguți am! Sunt papucii ăștia tip ciorap, dacă pot să zic așa, pentru că sunt subțirei, pe care i-am luat de la JISC, dacă vă vine să credeți. Când am mers la JISC să-mi iau un pantofar, pe care vi-l arăt imediat, am găsit și ăștia. Sunt super drăguți. Sunt perfecți pentru videoul de astăzi. Așa galben și mă bine le-și pun. Stați să vă arăt și cu ce o să mă îmbrac astăzi ca să mergem la piață. Și probabil am să stau toată ziua în vestimentația asta, dacă nu o să fie prea frig. Aș avea și tricoașul acesta, care este cu mult galben, dar vedeți că mai are și verde. Mi-mi place la nebunie tricoașul ăsta. Dar sunt o perfecționistă și ia uitați vestimentația pentru astăzi. Are și umeraj galben ca să fim în temă. Ce drăguță este! E ceva uber simplu, gen rochiță tip mai eu, pe care l-am luat-o de la magazinul Crop. Dar, dacă ați ști cât am dat pe ea, am dat doar 9 lei. Asta și pentru faptul poate că e un mai eu lung. Este foarte simplă, dar am de gând să o accesorizez. Pentru că am și încălțăminte galbenă, cum v-am zis, și o să-i ridic așa puțin nivelul de la mai eu, să vedeți, sper, sper. Și haideți să vedem dacă găsim și lui Felix, pentru că ține aminte că are și el un tricou galben. Ta-da! Galben, frate, deci și Felix va fi obligat astăzi să facă 24 de ore în galben. Bine, câte ore poate și el, eu sunt cea perfecționistă. Și mă pun acum să-i calc tricoul, să-mi calc și mie rochița ca să ne pregătim să mergem la piață, ca să avem și noi ce mânca, oameni buni. Am pregătit și aici ceva ce va urma să fie fața de masă. Wow, ce galben frumos! Uitați ce încălțăminte perfect galbenă mi-am luat. Wow! Ce părere aveți cum fac acest challenge? Mă descurc extra bine, nu? Încălțămintea asta am luat-o tot de la magazinul Crop, cred, și am dat vreo 70 de lei și am luat acum vreo lună. M-am pregătit din timp. Uitați ce am luat aici. Am fost la magazinul NYX și mi-am luat un eyeshadow galben. Wow! Și mă voi machia cu galben la ochi, ca să fie totul galben. Dar eu mă machiez așa cu degetul, știți? Oa, ce drăguț îi! Mă machiez cu degetul pentru că, nu știu, nu pare foarte intens, pare mai natural. Și foarte rapid. Pentru că, hei, cine stă să se macheze cu orele? Nu eu! Eu sunt gata în 5 minute, chiar dacă trebuie să-mi acord. Uite așa, machiaj numai bun de mers la piață. Te-ai îmbrăcat în galben? Da... Ce bine îți stă! Acum, Cristina, mersi că mi-ai călcat haina. Eu să-mi calc pantalonii. Ți-am călcat tricou! Păi și pantalonii, numai așa merg în tricou. Și cum a fost să calci? Fain, e fain să calci. E fain? Dacă și-a luat un aparat de la colaburi. Fain. Auziți? Auziți? Îți place? Îți place galben? Alea cu galben la ochi. Chiar de ochi. Cum adică? E fain! Cum să fii? N-am văzut viața mea! E non-conformist, e modern. Ți-am pus păpădia la ochi. Mamă, ce pierde galbenea ai! Da, nu le mai ții minte? Nu! Ți-a luat împreună! Ai vrut și tu să-ți iei, dar n-ai mai găsit! Da, nu mai găsit.
Și Felix a vrut să zicea, rimel galben. Ăsta e rimel de la Sien, din Lidl. Să vedem dacă e mai bun decât ăla de la L'Oreal. L'Oreal, ia. Bă, cam apos. Asta e Cristina. Acum, imediat. Mă dau grimel. Nu-i prea fain, dar e galben pentru challenge. Credeam și eu că am dat lovitura cu rimelul de la Sien, dar tot mai bun e ăla de la L'Oreal. Da, dar stai că s-ar putea să fie și ăsta fain. Oh, chiar e fain, e fain. Mi gusta. Mi-a luat și un rulge auriu. Dar nu vreau să mă dau cu el la piață pentru că s-ar arăt ciudat. Dă-mi când ne întoarcem acasă, să nu râdă oamenii de noi. Să râdă doar soțul. Cum poți să zici că m-a dat cu păpădie? Hai că-s faină. Cea mai faină. Cea mai faină gălbejită. Și acum să ne încălțăm. Auziți, dar credeți că e vreme de mers afară așa, în rochiță tip mai eu? Vreau să-mi pun și mărgeluțele astea, ca și brățară. Le am din 2009, de o grămadă de timp. Și am și inelul ăsta galben. E așa că e fain? Și am pregătit aici cercei, dar n-am mai avut timp să mi-i pun, că mă grăbesc. Mi-i pun în mașină. Ia uite ce avem noi. Da, pe lângă asta, ia uite ce am eu. Un ciorap de fier și am pentru că nu-i găsesc. Tipic. Nu găsesc perechea. Ia uite aici, Gucci galben, ce sunt ăștia? Ăștia-s Gucci galben la 70 de lei. Așa, Gucci galben. Da-s foarte fain și foarte confortabil. Da, să-ți vezi ce am elevat maieul ăsta de 9 lei. Să zici că am dat 12 lei pe el. Îți dai seama, wow. Deci vedeți, am și inel, am și brățară, și papuci. Și hai mai repede. Și mai ca mine. Vai, deci nu pot să cred. 9 lei, elevați. Doamne, deci ce bine îmi stă cu papucii ăștia. Și vedeți că am și gentuță, am poșetuță. Și brățară și tot ce vrei. Și mi-am luat și cercii ăștia ca să-i punem în mașină cu smiley face. Felix, ești mulțumit? Acum m-am descurcat. Mai chinem și noi piața? Haide, hai la piață. Acum sper să fie destul de cald. Îți mai ai ochelare? Ce fain! Îmi place. Mai ai ochelare? Iau, chiar dacă nu-s galben. Telefonul tău ți-l mai e? Nu, că nu încape. Nu încape în gentuța asta. Oricum ți-l uiți așa, fără motiv. Dar nu știu de ce fac telefonul așa de mare, ca să nu înceapă, nu încape în gentuțe. E posibil să ți se fie astupat gaura în ureche? Nu. I-am pus doar unul. Ăsta. E super mic, cu un smiley face dintre ăsta. La ce drăguț e! Arăt foarte bine cu băpădie la ochi. Să știi că am să mă mai machez așa. Da. Da, e foarte deosebit. Fetele sunt deosebite când sunt naturale, frate. Nu mai vă pune capa. Las, vă bace! Vă plomnifiați total. Arăt super bine, e gen de challenge. Eu sunt foarte mândră de mine, de ce fetele știu. Eu sunt foarte curioasă să vedem ce chestii galbene găsim la piață. Probabil o să luăm porumb, că e galben. Dacă mai găsim. Ardei galbeni. Dacă mai găsim și... Pepene galben. Pepene galben. Măi, o zi superbă și neapărat să nu uităm Felix de flori. Dar vezi că gaura mea e strâmbă. Dar cine s-a făcut așa strâmbă? Străbunica. My God, de ce ai lăsat? De ce nu te-ai dus la cineva care se pricepe? Că așa era atunci. Știi, și trebuie să miști pe acolo, e strâmbă. Auleuleule. Stai că mă duc pe alta, că nu văd nimic. Una e, asta e bună și aia la altă e puțin strâmbă. Vezi, nimeni nu știa asta despre mine până acum. Mai are careva dintre voi la fel. Sau eu sunt eu o anomalie. E pe diagonală. Cred că străbunicul a băut o răchie și după aceea a zis hai să-ți fac gaură, fetiță. O fi băut un băhărel de vin, că avea vin dintr-o la bun. Nu tace capul. Când eram copil, îmi dea și mie un băhărel mic de vin. A, ce bunicuț. Gata. Ai reușit? Da. Bă, ce tare. Am văzut că nu e prea strâmbă, e ok totuși. Este foarte, zici că e diagonală. Da, pe diagonală. Am ajuns la piață! Ce galben suntem amândoi. Sper să n-atragem muștele. Chestiunea glumele e bune. Asta e bine, dar nu e bine să fii galben pe dinți. Vrem și noi o floare galbenă. Asta stai aici. Da. Uite pe asta. Dar o punem deoparte, o luăm la sfârșit ca să nu car toată piața. Nu, plătești. O plătim acum și ne întoarcem. Nu o plătești, o pun deoparte. Să nu o dat. Ia la floare galbenă. Puneți deoparte, asta nu o dați. Luăm asta, jumătate. N-aveți numai galbenă, nu? Nu am numai galbenă. Câteva cepe dintre astea, vă rog. Luăm și niște borzi. O sticlă. Asta. O sticlă? Da, da. Poftiți.
Uitați, să vede că e din țărâță și făină. Cel mai bun. Da. Vreau și eu două, trei pere dintre astea, da. Vă rog. Hai lângă mine, omule. Hai, bună, hai să fim amândoi. Să fim așa. Doi, da, da, da. Așa, da, așa că vorbaia... Da, foarte doi, bine. Doi. Am luat gata, ne-au făcut colorați. Colorați ne-au făcut. De la doamnele gospodinele. Da. Eu sunt bistrițan, că el e sibian, de-a lui Iohannis el, dar pe el de-a lui Coșbuc. Care-i mai copt, așa, nu știu. Care-o ții mai copt? Habar n-am. Doar ăștia doi galbeni. Așa? Azi mergem pe galben. Îmbrăcați în galben, tot galben. Corect. Ia să mă dați să miroși o parfum de vanilie. Băi, parcă are un parfum, nu știu dacă e vanilie, dar are ceva. Are, are, sigur. Păi, dar prin asta distinge... Cât e asta? 5 lei. Ia uitați-vă, o zi de piață și acum am luat puțin. Fiecare dată zicem că luăm puțin, dar chestia este că am luat doar lucruri galbene și în afară niște vinete. De vinete albe, care na, cât se poate de galbene. Și niște ardei capia, că omul a zis că-s bun la gust și mi s-a făcut poftă, am zis să bag și eu. Și eu car flori și alte flori. Oricum am făcut cumpărături excelente. Doamne, deci mi-am luat florile astea galbene pe care am să le plantez astăzi într-un ghiveci. Am o plantă care nu mi-a rezistat și s-a uscat și o să o schimbăm cu astea. Și Felix cară din plin și eu ca o finuță, ca de obicei. Așa, trebuie să-ți păstrezi femeia, că dacă nu-ți păstrezi femeia, după aceea nu mai place de ea. Da. Vedeți? Băieți? Efectiv toate, de cap până în picioare galbenă. Treabă bună, nu? Treabă bună! Ce flori faine și galbene! Dar ce mă bucur de fiecare dată că faci și Felix challenge-ul alături de mine. N-am de ales. Dar să știi că îmi stă extraordinar de bine cu machiaj galben. Degeaba spui tu. Deci că a venit primăvara, vara. Și acum vrem să mergem până la Lidl să vedem dacă o să găsim gălbiori. Pentru că astăzi vreau să mâncăm gălbiori. Am ajuns acasă, pădeaua noastră este plină de cumpărături galbene. Așa, și să vă arăt ce am pregătit eu pentru micul dejun. Am pus de dimineață la muiat mazăre galbenă. Vedeți, am pus în cana asta galbenă, la muiat. Era cu apă, dar acum a absorbit efectiv toată apa. A crescut și am să o pun la fiert ca să facem pate de mazăre galbenă. Mi-a zis o nucă de cocos, Cristina, fă 24 de ore în galben ca să poți să mănânci cartofi prăjiți. Și am ascultat-o și de asta am luat ulei ca să facem astăzi cartofi prăjiți, oameni buni. Am luat și gălbior, dar deja am pus în frigider. O să-i fac Felix pe grătar, pe plita aia, să fie foarte bun. Și am aici ceva foarte drăguț de la mama lui Felix, pe care l-a luat de la Pepco, pe care putem să punem fructele, doar fructe galbene. Doamne, ce fructe drăguțe avem aici, toate sunt galbene. Plus că avem și pepenele galben, dar nu intră aici. Nucilor de cocos, nu uitați de rechizite, că vi le puteți comanda de pe t-shirtfactory.ro. Aveți link-ul în descriere. Ăsta e ghiozdanelul minunat și caietele și pixurile. Ca să completăm cu puțin romantism. Ce drăguț! Sunteți pregătiți să vedeți ce vom mânca noi la micul dejun, care va fi hashtag galben? Ia uitați! Avem aici piure de mazăre galbenă, într-un castronel galben și cu furculiță galbenă. Și aici avem o selecție, sau cum s-ar zice, mix de legume galbene. Avem roșii bio din grădină de la părinții Felix și un gogoșar foarte galben care este din piață pe o farfurie de la Lidl galbenă. Cristina, spune-le cine a făcut mazărea de asta delicioasă. Felix a făcut mazărea, eu am fiert-o, eu am lăsat-o la muiat și Felix a dat-o prin blender, a pus și tahini, care este și el un fel de galben crem. Și pe deasupra, oameni buni, vă puteți adăuga turmeric ca să fii și mai galben. Deci tot meritul este al meu. Cristina, spune-le ca să înțeleagă oamenii. Dar eu am venit cu ideea, eu am luat toate recuzitele și eu am pus-o la muiat și la fiert. Da, Cristina, dar eu sunt Level Masterchef America, dar asta trebuie să înțeleagă oamenii. Da. Și stați, vedeți, Level Masterchef America, farfurii de plastic galbene! De plastic, pentru că am căutat peste tot, dar n-am găsit de ceramică fancy. N-am găsit. Uite, poftim. Într-un fel începe să mă amintească de pe vremea studenției, da, când mâncam gem pe pâine în farfurii de plastic. Asta este când faci challenge, unii ori găsești, alte ori nu găsești, dar m-am descurcat, fraților. Te-ai descurcat, Cristina. Hai să mâncăm, că mi-e cam foame. Hai să mâncăm, mamă, ce bine am. Da, deci uitați ce masă copioasă, masă festivă aș putea spune, mic dejun superbisim.
Arată totul foarte șmecheresc, nu? În loc de pâine mâncăm și niște biscuiți cât de cât galben, că așa facem challenge-ul. Bă, ia uitați, deschide și unde sunt galbeni. Sunt destui de galben, frate. Ba, acolo, ia uite. Ia uite, gata. Mai bun decât pâinea. E normal. Haide, Cristina, tu mănânc tot. Acum, stai! Hai, stai tu aici, să te vadă lumea, că tu ești mai galbenă. Mamă, ce mic dejun galben avem! Ce-mi plac challenge-urile astea, cocolicilor și lucrurilor de cocos. Să ne ziceți în comentarii neapărat dacă vreți să mai facem și cu altă culoare, da? Și mie jumătate de biscuite, Cristina, că nu mai deschidem încă din asta. Hai, pune-ți tu prima. Meritul meu. Bun cu proteine. Meritul meu. Cum este? Noi acum ne spălăm pe dinți, dacă ați făcut proba foarte bună, dacă eram galben și pe dinți. Dar nu suntem. Să vă spălați pe dinți, să n-aveți dinții galbeni. Nu îmbogățiți dentiștii, spălați-vă pe dinți. O periuță ieftină. Da. Frate, dai bună. Roșie galbenă! Ca să vedeți cât de profesional suntem cu challenge-ul ăsta, cât de în serios îl luăm, am luat saci de gunoi galben cu miros de lămâie. Cu miros de lămâie, ca să nu simți alt miros în casă. Ca să nu simți miros de gunoi. Aha. Eu duc gunoiul în fiecare seară, chiar dacă e un pumn, chiar dacă e un sac, dar tot parcă aș vrea să miroase iar mai curat. Chiar miros fain! E miros fain, fain. Acum să vedem. E prima oară când luăm dintre ăștia parfumați. Știu că mi-a mai zis și bunica că am cumpărat și ea. Ce este important, acest miros să fie mai puternic decât alte mirosuri. E foarte important asta. Ia uite. Challenge ca lumea, bă! Bă-te pe lua. Și acum pot să arunc gunoiul, că l-am pus într-o parte, da. Că Cristina a zis, stai ce vin mergi și după aceea poți să arunc gunoiul. Pentru că așa când faci vlog, trebuie să te păstrezi pentru vlog, adică nu poți să faci chestii înainte, nu poți să mănânci înainte, nu poți să pui gunoiul înainte, trebuie să-l faci la vlog. Mi-a luat și balsam de rufe galben, ca să vedeți cât de tare sunt. 24 de ore în galben. Trebuie să vă arăt că mi-am luat și hârtie igienică galbenă. În sfârșit am reușit să am și hârtie igienică la 24 de ore challenge și nu doar atât. Voi spăla toaleta cu acest gel dezinfectant galben ca să facem treabă bună. 24 de ore în galben. Lucrurile de focul să spălați toaleta după voi ca să fie mereu curat. Miroasea în dămâie. Și Felix acum se pune să... Eu acum 2 ore... Cristina, mi-e foame, mâncăm ceva? Nu, că mâncăm... Că la video. Acum nu. Felix acum se pune să curețe cartofi, pentru că sunt galbeni. Și o să facem cartofi prăjiți, cum a spus acea nucă de cocos. Par mai fericit, Felix! Da. Și să vă arăt ce am pregătit aici pentru mine. Mi-a făcut mama lui Felix un shorts. Asta e shorts de gătit cartofi prăjiți. Scurt! Modern! Bine ați venit la noi pe terasă pentru prima oară. Sau dacă ne urmăriți pe Instagram, ne-ați mai văzut. Felix este pregătit acolo să facă grătar de gălbiori, pentru că-s galbeni. Ia uitați ce gălbiori șmecheri, perfect spălați de Felix. Baftă! Ce bun o să iasă atunci când o să fie făcut. Îmi place că la Lidl când am cumpărat, cei mari sunt deasupra și cei mici sunt de desubt ca să crezi că e numai mari. Așa se fac foarte greu. De exemplu, după ce îi pui, trebuie să stai pe telefon și din când în când se mai amesteci, știi? E muncă de 2 persoane. Cât timp face Felix grătarul, eu mă pun să plantez această frumusețe galbenă. Și nu oricum, ca să se știe, am aici mănuși galbene. Astea le-am luat de la Jumbo, ați văzut voi. M-am gândit ca să spăl vasele, dar mai degrabă plantez floarea cu ele. Asta este sfurială galbenă. Sunt gata, galbenă, pregătită de grădinărit, așa cum place mie. Grădinărit romantic și galben. Cum s-o cheme? Gălbioara? Sper să reziste și să nu ardă soarele. Avem obiceiul să udăm plantele o dată la 10 zile și la unele nu le place. Pentru că oricât ar fi de frumos aici pe terasă sus, cred că venim doar ca să udăm florile. Rest da. N-avem timp să stăm aici. Stai, Cristina, că mă apuc de sport și o să vezi ce vină de 4 pe zi. Să știi, eu când făceam sport, că am făcut 2 luni sport de dimineață în fiecare zi o oră, veneam în fiecare dimineață ce făceam sport. Cred că ar trebui să mă apuc de astăzi, pentru că am gantere galbene. Greu lucru la grătar, ha? Da, e așa de greu, nu știu dacă pot, am să văd dacă reușesc, nu promit nimic. Stați să vedeți ce am pățit. Deci, planta asta încă este vie, deși este foarte uscată. Nu vreau să o arunc, pentru că țin la ele, vreau să o plantez undeva afară, în pământ. Și ia uitați, când am luat-o, s-a luat cu tot cu pământ, deci atât de uscată săraca. Se pare că nu mai avem pământ pentru planta cea nouă, așa că am să pun doar așa. Pe tine o să te plantez undeva afară, să știi. O să fie mai bine decât la mine. Și acum să vă arăt cum se plantează. Nu știu. Da, uite, pe impresie bună,
Curăceț, luăm pământ. Mergem zilele astea și luăm pământ, da? Promit că o uzi, Cristina. Promit că o ud. Așa se plantează o plantă. Și mâncăm cu mâna? Cu mâna, Cristina, cu mâna! Că n-avem... Ba da, avem, doar că de plastic. Asta nu mâncăm cu plastic, mâncăm cu mâna, avem destul plastic. Ia uitați, avem aici pusă masă și Felix mă întreba ce e asta. Cum? Asta este un squish și lămâie în caz de vrei să sori lămâie peste ciuperci. Dar vă place cum eu stau jumate din mine se vede și Cristina toată în prim plan, așa, așa pune camera. Păi vină și tu mai lângă mine. Cristina, da, să vină mai lângă. Uite așa, uite așa. Ce părere aveți un celor de cocos despre mâncarea asta noastră super galbenă? Și o mâncăm cu mâna, pentru că avem da. Tacâmuri de plastic, dar vreți să le folosim. Bună sunt cartofii prăjiți, stai încolo, că se pun în gușă, în șold, în burtă. Nu, la mine nu se pun. Tot și, ce mănânci la video nu se pune. Și la unii în ceafă, dar sunt așa buni. Fui de mine. Mulțumim nocii de cocos care a zis că trebuie să facem video în galben ca să mâncăm cartofi prăjiți. Mai mănânc de revelion. Nucilor de cocos, deja este seară, dar încă nu s-au terminat cele 24 de ore. Așadar, sunteți curioși să vedeți ce urmează? Ei bine, m-am tot gândit așa să fac ceva special și vreau să-i facem o farsă lui Felix. El astăzi a fost la frizer și a făcut o freză nouă, este foarte, foarte bine. Și în loc să facă duș, am zis... Felix, ce-ar fi să faci tu o baie așa cu lumânări galbene? Dar habar n-are ce îl așteaptă și când am fost la Jumbo, am luat o grămadă de rățuște galbene pe care vreau să îi le torn în cadă. Ce ziceți? Mergem peste Felix în baie? Poți să intru? Da. Ce fain, te relaxezi? E relaxant? Zici că faci yoga. Ce bine stă cu noua freză. Mersi. Aaa, ce lumânări galbene. Tu chiar faci challenge-ul, ha? Ia uitați aici. Bă! Te-am filmat! Arăți foarte bine, Felix. Mă relaxez și eu. Felix este romantic. Te-am pregătit acolo brusop galben. Dai-mi la pal meu. Da! Bine, bun. Este bine, lui Felix, așa romantic, este bine. Și acum să zic ceva în spaniolă. Caramba! Bine! Să-ți pleacă! Plec, te las! Felix, e relaxant? Da. Am putea să mă întorc să-mi pun niște muzică. Bine, niște Enia? Da. Ah! Ce e asta? Surpriză! Știi ce mai am pentru tine? Burete galben! Ce bine îți stă! Îți stă foarte bine, Felix. Stai, stai să te vadă așa, lumea. Cât ești tu de fain. Uitați, doamnelor și domnilor, un mascul feroce. Oh, ce fain! Vreau și eu! Bine că nu mi l-ai dat ăsta în cap. Și mai am o surpriză pentru tine. Ce ăla? Ce ăla? Galin, pentru bebeluși. Hai mă, Cristina, nu da din ăștia, că ăsta pun numai euri și prostii în ele, Cristina. Nu, pentru bebeluși. Da, să știți la ingrediente, ăștia pun numai prostii, Cristina, mă irii tu, pot? Felin, nu se irite bebeluși, ești irii tu? Fuh, ce spumă face? Nu mai știi melodia aia, mi-a zis mami să mă duc până la baiere pe jor, pentru că mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin. Oh my God. Nu mă uștură, v-am zis cum era, nu mai știu. Ziceți voi, comentarii. Ia spuneți-mi de ce nu-mi cuie ușa la baie. De ce? Că am uitat. Dar e faină buretele astea. E fain. Ce fain miroase. Felix, dar vreau și eu să fac baie cu rățuși. Asta mă ajut. Îți stă foarte bine. Arăți fain, sunt geloasă. Te zice invidioasă, geloasă ești pe persoană. Sunt invidioasă. Mersi că mă corectezi. Invidioasă este pe un aspect. Felix corectatorul. Da, deci ce ziceți nucilor de cocos? M-am descurcat foarte bine să fac acest challenge. Îți stă excelent, Felix. Mersi.
Câte rățuși avem mai aici? Ia, știe cineva? 4, 6, 80, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30. 30? Da. Nu mai este niciuna 30? Nu mai este niciuna. 30 de rățuște challenge în cadă. 35! Ăla am zis în cap. 35! 36, cu asta. Nucilor de coco, ziceți în comentarii. Cu ce alte culori să mai facem 24 de ore challenge și lăsați-mi idei, da? Lăsați-mi idei! Pentru că vreau să le fac. Pleacă de aici așa, domnul pe Enia. Ascult muzică. Bine. Până nu mă încrețesc. Ce romantic. Nu e romantic, Cristina, este frumos. Relaxant. Ai păr de spumă? Caramba. Pleacă de dată, că nu mă relaxez. Adu-mă pe Enia că mă încrețesc. Nu uitați de like! Thank you.